Printre lacrimi și fulgi de zăpadă au fost conduși pe ultimul drum cei trei prieteni morți în accidentul de săptămâna trecută petrecut în județul Mehedinți. Cortegiul militar a fost alături de băiatul care lucra în cadrul armatei până la final. Au defilat, au cântat și au tras focuri de armă în memoria colegului lor. Era cu minte rău. Era cu minte. N-am ce să spui de el. Foarte cu minte era. Asculta, respectuos. Ca de el, eu am putut. Durere la fel de mare și în familia celorlalți doi tineri. Nu s-au despărțit nici după moarte. Cei care urmau să se căsătorească au fost acum înmormântați împreună la cimitirul din Leordeni. Totul s-a petrecut sub privirile neputincioase ale părinților și prietenilor. Ca un părinte ca să bage un copil în mormânt, este de strigat la cer, e un foc și inimă, doare ceva de dureri în sufletul lor. Sute de rude și prieteni, zeci de mașini, au plecat spre cele două locuri unde aveau să fie înmormântați militarul și cei doi logonici. Serviciul de ambulanță a fost prezent pe tot parcursul ceremoniei. Medicii au fost nevoiți să intervină la familiile victimelor care nu au putut rezista durerii. După ce au fost prieteni pe tot parcursul vieții, tinerii au rămas nedespărțiți și după moarte.